Bună tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube! Sunt Alexa Lixea și sunt o iubitoare a tot ceea ce înseamnă sănătate și frumusețe. Astăzi am să vă vorbesc despre machiajul tenului mătur. Știu că este foarte dificil pentru femei atunci când vine vorba despre realizarea unui machiaj pentru un ten 30+, să-și aleagă niște produse potrivite care să arate foarte bine, care să nu încarce tenul și care să nu aducă în evidență anumite riduri, în special din zona T. Așadar, pentru a afla toate informațiile, vă invit să parcurgeți întregul episod. Înainte de a realiza orice fel de machiaj, înainte de a aplica orice fel de produs dedicat machiajului pe ten, este foarte important să avem un ten hidratat, îngrijit și care să nu prezinte urme de exfoliere. Ei bine, nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt foarte, foarte strictă în ceea ce privește îngrijirea pielii, tenului, în special. Am trecut prin foarte multe perioade, bineînțeles că tenul este într-o continuă schimbare, așadar de fiecare dată, în special atunci când anotimpurile se schimbă, este important să știm să aplicăm produsele potrivite tenului nostru. După cum bine știm, vara tenul nostru are tendința să transpire mai mult, să devină puțin uleios și așa mai departe, porii, să aibă tendința să închisteze acel ulei și să formeze anumite puncte negre. De aceea este foarte important ca în perioada verii să ne curățăm foarte bine tenul și să-l lăsăm să respire, să nu-l încărcăm cu foarte multe produse pentru machiaj. Dar ce ne facem atunci când avem 30+ și pe lângă asta avem un ten gras și mai avem și riduri și mai avem și imperfecțiuni, poate chiar și acne, ce facem? Ce ne aplicăm pe ten? Ei bine, fiecare tip de ten are niște caracteristici, ca să le spun așa, care au nevoie de anumite produse speciale. Tenul meu este foarte sensibil, este unul care dezvoltă foarte repede intoleranță la anumite ingrediente care se află în anumite produse. Este un ten care tinde să facă acnee, tinde să facă o alergie foarte urâtă care duce spre demodex, așa că mie mi-a fost foarte greu ca să ajung la niște produse care să nu irite pielea tenului și care să îmi îngrijească pielea, că până la urmă despre asta este vorba în îngrijirea pielii cu produse de skincare, pentru a avea un ten frumos și luminos și sănătos. Pentru că atunci, dacă produsele pentru skincare ne provoacă iritații și anumite reacții alergice, preferăm să nu le aplicăm. Am fost și în așa perioadă în care nu am aplicat pur și simplu nimic pe tenul meu. Azi am să vă mărturisesc că după lungi tratamente în care m-am confruntat cu demodexul și am suferit foarte, foarte mult, mi-am dorit foarte mult ca să vin în fața voastră și să vă arăt aceste fotografii pentru a putea vedea în ce stadiu s-a aflat tenul meu și vreau să vă spun că am suferit foarte mult. Să știți că pielea tenului dă semne de anumite imperfecțiuni atunci când se confruntă cu anumite probleme interne și eu m-am confruntat cu o problemă, o inflamație intestinală și o colită practic, care a dus la acest dezechilibru al pielii tenului și nu doar a pielii tenului, ci și pe spate am avut probleme foarte mari, am avut foarte multe imperfecțiuni, am avut mâncărimi, dermatită, acne, absolut toate stadiile posibile ale unor imperfecțiuni destul de urâte și destul de grave. Bineînțeles că există patologii ale pielii mult mai grave precum am avut eu, dar nici a mea nu a fost de ignorat, a fost foarte urâtă, foarte severă. Iar cu ajutorul doamnei dr. Marta Miralena, care se află în Oradea, este un medic dermatolog cu adevărat deosebit, cu o inimă de aur, care a știut foarte bine să mă îndrume spre un tratament potrivit problemei mele și care m-a făcut să înțeleg că trebuie să am răbdare. E bine, tenul meu
a început să fie din ce în ce mai bine și am fost foarte strictă în ceea ce a privit tratamentul. Am avut ups and downs de fiecare dată când încercam să aplic niște produse noi pe tenul meu, mă confruntam iarăși cu aceeași alergie, iarăși cu aceeași nebunie, iar o luam de la zero și mi-a fost foarte greu. Până la urmă, produsele mele preferate, nu le-am mai putut folosi, produsele pe care le-am folosit ani de zile, a trebuit să renunț la ele, niște produse care erau absolut deosebite și frumoase, dar care pur și simplu nu mai funcționează pe tenul meu, deoarece pielea mea nu mai tolerează anumite ingrediente din acele produse. Ei bine, când a apărut Santa CBD în viața mea, am fost puțin dezamăgită, deoarece în acel moment eu nu puteam să îmi aplic aceste produse pentru îngrijirea tenului de la Santa CBD, deoarece atunci mă aflam într-o perioadă mai lungă de tratament, în care nu puteam să pun decât o cremă cu un anumit antibiotic pe tenul meu. Ulterior, ușor, ușor, am început să reduc din acel tratament cu antibiotic și am început să folosesc produsele de la Santa CBD, serul de față, crema de față și crema de ochi. Ei bine, aceste produse m-au ajutat ca să-mi îngrijesc pielea tenului și să îmi recuperez sănătatea tenului, deoarece extractul natural de CBD este un puternic antiinflamator care merge foarte, foarte bine pe tipul de piele sensibilă, cu acne, cu imperfecțiuni, cu cuperoză, etc. CBD-ul acesta este combinat într-o manieră foarte frumoasă cu anumite ingrediente, la fel antiinflamatorii, precum aloe vera, precum extractul natural de centela asiatica, despre care deja se vorbește peste tot în lume și despre care se știe deja că aduce foarte multe beneficii tenului. Eu, înainte să-mi realizez orice fel de machiaj, îmi place să-mi curăț foarte bine tenul și să aplic aceste produse de skincare. Și mereu încep cu serul de față de la Santa CBD, care are o textură foarte ușoară, foarte fluidă, care intră foarte repede în piele. Nu irită pielea tenului, ba dimpotrivă o ajută ca să se regenereze, ca să se recupereze atunci când este inflamată și are imperfecțiuni și se confruntă cu dermatite, cuperoză, acnee, pori dilatați. Îmi place foarte mult acest produs deoarece nu doar că hidratează foarte bine, dar și lasă o peliculă perfectă, o peliculă neutră a pielii. Și are acel efect de pore refiner, pentru că atunci când dorim să aplicăm un fond de ten, nu dorim să avem acel efect de pori dilatați, care să arate foarte inestetic. Așa că acest produs merge foarte bine, deoarece matifiază, dar nu matifiază la modul în care să închisteze pur și simplu porii, lasă să respire foarte bine și în același timp hidratează foarte bine și pielea rămâne moale și catifelată, nici de cum să strângă, pentru că eu am întâlnit foarte multe primere sau creme pentru îngrijirea porilor și au avut un efect ca și cum ar strânge pielea și nu mi-a plăcut deloc. Așadar, acest produs nu face asta. Îți lasă pielea foarte frumoasă, foarte catifelată. Al doilea pas pe care îl fac după ce aplic acest ser este să aplic crema de față de la Santa CBD. Și am să vă arăt și textura acesteia. Are o textură foarte cremoasă, se absorbe foarte repede în piele, iarăși nu lasă pielea grasă, dar nu o lasă nici foarte lucioasă, nici uleioasă. E un echilibru perfect al tuturor ingredientelor ca să ne ofere un aspect foarte natural al pielii, luminos, ceea ce îmi place că de acea luminozitate pielii, dar foarte naturală, fără să exagereze cu nimic. Și face o echipă foarte bună cu serul de față și fac o bază minunată înaintea realizării machiajului. Aceste produse se adresează tuturor tipurilor de piele, pentru că se adresează tipului de piele sensibil, merge pe absolut pe toate tipurile de piele, așa că nu trebuie să vă îngrijorați. Într-adevăr, organismul nostru este foarte diferit și dacă cumva aveți o alergie în mod exclusiv la un ingredient pe care îl conțin aceste produse, vă sugerez să nu le folosiți, bineînțeles, sau cel puțin să le testați pe încheietura mâinii și veți vedea dacă aveți vreo reacție sau nu.
Acesta este singurul caz în care nu veți putea folosi aceste produse. În rest, produsele se adresează tuturor tipurilor de piele, după cum am spus, și ceea ce îmi place e că această cremă și serul de față merg foarte bine pentru acele tenuri adolescentine cu probleme, dar și acele tenuri 30+, și de ce nu 50+. Nici nu știu cum să încep să vă prezint acest produs, pur și simplu Clos de Peau. Este un fond de ten care se numește Tint Fluid Eclat Natural. Este un Radiant Fluid Foundation, pe scurt, care conține SPF 25 și care are o textură atât de minunată, precum nu poți întâlni la niciun fel de fond de ten. Formula este magică, este unică, nu cred să existe un alt brand care să aibă această formulă. Ce îmi place la acest fond de ten este faptul că are și anumite ingrediente de skincare care protejează foarte frumos tenul. Este un produs realizat în Coreea. Am să pun o picătură. Vine cu această pompiță. Intră foarte rapid în piele. Se aplică minunat cu degetele. Este foarte cremos, dar să știți că nu atât de cremos încât să nu se potrivească tipului de ten acneic cu probleme. Nu are o acoperire exagerat de mare, să nu vă imaginați un fel de Estée Lauder nici într-un caz. Nici textura și nici modul în care reacționează cu pielea, în care face priză, nu se aseamănă cu un fond de ten cu acoperire foarte mare. Este un fond de ten cu acoperire medie maxim, se poate reaplica și al doilea, al treilea strat, arată foarte natural. Nu știu dacă se observă diferența între cele două mâini, dar arată minunat. Ce îmi place la acest fond de ten este faptul că se adresează tuturor tipurilor de ten, inclusiv 30+. Cred că formula, de fapt, se adresează unui tip de ten foarte pretențios, inclusiv cel cu riduri, inclusiv 50+. Arată atât de superb, nu necesită să aplicăm pudră peste, ceea ce mi se pare un plus foarte mare pentru că permite pielii să respire. Și încă un lucru foarte, foarte important este că acest produs, deși conține foarte puțin, are un iz, așa, un parfum foarte, foarte subtil, nu irită deloc pielea. Poți să-l aplici inclusiv în zona ochilor fără niciun fel de problemă. Ce îmi place e că seamănă cumva ca și cu un BB cream, dar de fapt nu e BB cream. E, nu știu, fondul meu de ten preferat. Eu am nuanța BF 20 Light Medium Buff. Mi-a fost foarte greu ca să găsesc o nuanță potrivită, pentru că pe YouTube, pe color chart-urile pe care le-am găsit pe Google, nu am întâlnit niște swatch-uri ca lumea ca să pot să-mi dau seama, dar până la urmă m-am descurcat, cumva am reușit să îmi aleg o nuanță potrivită. Eu sunt un subton neutru, așadar mi se potrivește foarte bine această nuanță. Atunci când dorim să avem un machiaj de lungă durată, este ideal să fixăm fondul de ten cu ajutorul unei pudre. Ei bine, pudra mea preferată este de la Westman Atelier. Este o pudră compactă, vine așa, în acest ambalaj, se numește Vital Pressed Skincare Powder, pentru că conține inclusiv ingrediente de îngrijire a pielii. Arată așa, este foarte cute. Îmi place tare, tare mult ambalajul. Ce îmi place la această pudră? Este faptul că e foarte cremoasă, aproape invizibilă, intră foarte bine în piele, nu evidențiază ridurile, merge foarte bine pe tenul matur, dar inclusiv, bineînțeles, că și pe tenul tânăr. Ce-mi place că poți să o duci cu tine dacă vrei să-ți faci un retouch. Ce-mi place că această nuanță pe care am ales-o, cream, poate să contribuie la estomparea cearcănelor, ce arată minunat, arată superb. Poți să vii cu degetul să-ți presezi din nou dacă cumva simți că
s-a mișcat machiajul pe perioada zilei. Este o pudră absolut minunată. Într-adevăr, este și costisitoare, dar își merită investiția pentru că ține mult și bine. Bineînțeles, pudra mea preferată a tuturor timpurilor, care este o pudră universală, se numește The Powder La Poudre Libre Translucid Powder. Este de la La Mer. Este o pudră absolut deosebită. Foarte fină, aproape invizibilă, are o textură minunată, merge pe absolut toate tipurile de ten. Nu prea are nevoie de multă reclamă, sincer. Dacă ar fi să aleg pudra mea preferată din toate pudrele pe care le-am folosit vreodată, cu siguranță este aceasta. Și cam astea au fost produsele pentru machiaj. M-am rezumat strict la produsele pentru realizarea machiajului feței în ceea ce privește machiajul de zi cu zi. Bineînțeles că sunt foarte multe opțiuni pe piață și pentru produse de contouring, pentru blush-uri și așa mai departe, dar acestea sunt universale, așadar nu am simțit nevoia ca să le includ în acest video. Am simțit nevoia să vorbesc mai mult despre produsele de skincare și despre fondul de ten și despre pudra, care joacă un rol foarte important în a fixa machiajul pe perioada zilei, în special atunci când ne confruntăm cu o piele grasă, care are tendințe să scoată niște pori mai dilatați și așa mai departe. Eu vă sugerez ca orice fel de produs cremos, dacă aveți un tip de ten mai gras sau care are tendința să transpire, să veniți mereu cu un aplicator de pudră și să tapotați foarte bine zona și veți vedea că nu veți mai avea probleme. Acesta este un truc foarte, foarte bun. Sper că v-am fost de folos cu acest video. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că mă urmăriți și pentru toate comentariile voastre și promit că am să țin cont de toate solicitările voastre din mesaje. Am văzut că cineva m-a rugat tare mult ca să fac un tutorial cu celelalte perii de la Dyson. Promit că am să fac și acel tutorial în viitorul foarte apropiat. Iar pentru ceilalți cu întrebările legate despre CBD și așa mai departe, să știți că puteți să mă găsiți și pe pagina de Instagram și pe pagina de Facebook Alexa Lixa, unde vă pot răspunde în privat și mai bine și să vă ofer și mai multe informații decât aici pe YouTube. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine! V-am pupat! Bye, bye!